Vă salut, fraplecat, dragi prieteni, această seară niște conturi de reglat, chiar dacă sigur nu sunt neapărat afacerile noastre personale, dar iată că se conturează până la urmă, și acum toată țara știe, această furtună într-un pahar cu apă, cel puțin deocamdată, întrucât nu s-a mers mai departe. O să vedem în zilele viitoare cum va mai evolua cazul, dar pentru că sunt prins la mijloc, chiar dacă eu n-am avut decât un rol minor, să spunem, de figurant în această tragicomedie care s-a derulat la Antena 1 sau în grupul Antena mai degrabă, trebuie să fac niște precizări. Prima dintre ele ar fi că aseară am avut dreptate când am spus că e posibil ca acest conflict care mocnea atunci să mi se datoreze, fără ca eu să fiu decât o victimă, să spunem, colaterală, dar am contribuit până la urmă și sigur că sunt mândru că am dereglat acolo niște rotițe în acest mecanism sângeros care este Antena 1 și de reprimare, până la urmă, a libertății de exprimare de atâția și atâția ani, de vreo 20 de ani cel puțin. Am fost citat astăzi de dimineață de Yahoo România în mod intempestiv, să spun așa, adică fără niciun fel de justificare. Cei de la Yahoo nu m-au citat, după care am văzut prin niște săitulețe dintre astea, gen Click, gen Libertatea, care toate se împăunau cu conflictul dintre Bendeac și amploierii lui, da? Cum că eu aș fi fost nu știu ce, fără să mă citeze. Ba, unii erau atât de scroci. Începem cu începutul, da? Astea au fost primele reacții ale dimineții. Unii erau atât de scroci încât spuneau surse din cadrul Antena, ne-au spus, când eu v-am mărturisit pe post tuturor, pentru că așa am vrut eu, că sunt un om liber și deschis, chiar fără să am acceptul lui Mihai Bendeac, că el mă sunase vineri să-mi propun această înțelegere. De unde să știți voi de treaba asta dacă nu v-aș fi spus eu? Deci toate aceste site-uri care au povestit astăzi de dimineață problema au fost în offside, întrucât n-au citat de unde venea această poveste. Trebuia să spună, domnule, așa cum prezentatorul Radu Banciu a anunțat aseară în emisiunea lui pe B1 TV, așa se face într-o țară civilizată. Și așa am vorbit și eu cu Robert Turcescu în vremurile noastre bune și am căzut amândoi de acord, nu știu despre ce vorbeam, îl înjuram pe unul la un moment dat și țin minte că am fost de acord amândoi cu această chestiune, pe care știu că o folosim amândoi. Atunci când citesc ceva, dai numele postului respectiv, dai numele ziarului respectiv, până în pânzele albe. Da? Pentru că așa este firesc. Asta înseamnă să respecti până la urmă ceea ce face un altul. Nu spui la un post de televiziune, cum se face la Digi24, de exemplu. Nu este jurnalistic corect. Nu există la un post de televiziune. Cu toții știm care sunt posturile de televiziune. Lucrând în aceeași braslă, minimul respect este să spui de unde ai aflat. Eu dacă spun ceva, spun, da? Am văzut la Digi24, am văzut la Realitate, am văzut la RTV, am văzut la ProTV. Dacă nu o fac, nu o fac pentru că nu vreau să le încurc între ele uneori. Și nu mai țin minte, dar spun, nu mai țin minte unde. Nu există niciun fel de intenție aici, da? Nu mă duc să spun, pur și simplu nu mai mi-amintesc, pentru că m-am uitat la toate 5 canalele de știri. Aici nu includ neapărat Antena 3, includ, să zicem, TV2H0 ăla, sau cum se cheamă, sau TVR News, al 5-lea post de știri, nu Antena 3. Da, hai să spunem, fac precizarea asta. Dacă nu o fac, este o greșeală. Îmi cer scuze pentru ea. Dar asta este jurnalistic. Nimeni nu m-a citat dintre toți amărâții ăștia, vai de mama voastră, cu site-urile voastre și cu glumițele voastre. Băi, deci era informația de la mine, da? Pentru că nu știam decât eu și Mihai Bendeac. Nimeni nu știa, nici Mihai Gâdea, nici Mircea Badea, nici un lingău nu știa că el îmi dăduse mie telefon să mă invite. Un telefon absolut profesional, da? M-a sunat să aibă acceptul, pentru că eu discutasem cu una dintre colaboratoarele lui cu câteva minute înainte și ca să intre mai evident în discuție, a preluat și el telefonul și mi-a spus, eu mi-am dat acceptul să mă duc la această emisiune, da? După care a intervenit, v-am și spus, acel mesaj în care, prin intermediul PR-ului, am primit un mesaj cum că, domnule, se suspendă, ceva foarte politicos și așa mai departe, a căzut. Și atunci am venit seara trecută și v-am povestit acest episod. Nu veniți mie a doua zi să-mi spuneți sursele noastre din cadrul Antenei, nicio sursă, că acolo se spunea exact ce am spus eu în text, da?
Încă o dată, încă o dovadă de neprofesionalism a tuturor celor pe care îi criticăm cu bună știință și cu dreptate în fiecare seară. Asta nu-i presă. Bun, să trecem mai departe. A venit comunicatul în sfârșit, undeva în jurul prânzului, un pic după prânz al lui Mihai Bendeac pe Facebook, pe care îl am în față, în care el confirmă, practic, acest incident. Gâdea și cu Badea ar fi aflat, se pare, de faptul că eu aș fi invitat la această emisiune. S-au dus direct la Felix, deși reprezintă Antena 3, s-au dus direct la Felix, i-au spus ăluia tot ce trebuia să audă și Felix a făcut foc și pară și a interzis această prezență. Încă o dată mă bucur că deranjez într-un asemenea hal un trust de presă din România, o televiziune care se consideră buricul pământului. Sunt mândru de asta că, iată, am stârnit zânia acolo printre oameni atât de importanți. Bun, ce să mai spune în acest comunicat? Că mai multe persoane private nu pot fi pronunțate în emisiunile lui Bendeac pe post. El ar fi primit, după o nouă dispută în care voia să facă un fel de schimburi de replici între mine și Mircea Badea, cu rime, nu știu ce, fără ca noi să fim prezenți. Da? Probabil imitați de cineva, era un schimb de rime. Asta altă dată, nu acum. Bineînțeles că n-a fost voie nici așa ceva, această comparație părea ridicolă pentru cei de la Antena 1. Au spus, domnule, să poate. Ăsta care ne înjură, am înțeles acum, de mamă și de tată, de morți și de morminte, noi, aia sunteți voi. Când v-am înjurat de morți și de morminte, nu știu să înjur așa ceva, erați voi, care mă înjurați de fapt pe mine de chestiunile astea, dar fără să-mi spuneți numele, e adevărat. Eu măcar am dreptul să vă spun numele, pot să fac lucrul ăsta în fiecare zi. Bun, deci nu l-au lăsat să facă acele replici între mine și Badea, după care i-au spus, băi, mai este un aspect. Uite lista asta de persoane private pe care oricât ai fi tu de Mihai Bendeac și de artist, la Antena 1 nu poți să le pronunți. Nu avem lista cu aceste personalități. Sper că sunt niște personalități, da? Vieții politice, economice, sponsori pe la antene, cine știe cine, de nepronunțat. Bun. Iarăși un lucru cu care îmi permit să mă închin sau să vă înclinați voi în fața mea, eu nu l-am. Eu n-am nicio persoană aici pe care nu pot să o pronunț. Nu cred că există personaj din România căruia să nu-i fi spus numele la postul ăsta. Sigur, dintre cei care contează. Vorbesc acum de oamenii de pe stradă pe care nu-i cunosc. Dar din viața politică, economică, de pe unde o fi. Nu știu dacă am iertat vreodată pe unul. Da? Noi nu avem această chestiune spre deosebire de ei. Mai departe. În ediția din această săptămână a show-ului, asta explică Bendeac, observând că 80% din fani scriau pe Facebook că doreau să mă vadă pe mine acolo, el a dat curs acestei idei, eu fiind doar un personaj al show-ului respectiv. Ni s-a interzis în mod intempestiv acest lucru, după care el a fost atacat conform obiceiului trustului, ca să încheiem cu această prezentare a lui Mihai Bendeac pe Facebook, acest adevăr, cum îl numea el, pentru că până atunci erau doar zvonuri, că ar fi fost atacat și la radio, dar și pe Facebook, de către Mircea Badea, somat, practic, în fine, erau făcute albie de porci. Asta a fost în prezentarea textului lui, după care el își manifesta indignarea că această emisiune ar putea să fie aruncată la gunoi, că își va vedea părinții plângând, colegii dezamăgiți de turnura pe care au luat-o evenimentele. Aici sunt multe lucruri de spus, toate însă în defavoarea antenei. Păi Mihai Bendeac făcea genul ăsta de umor de ani de zile. Da? Ăsta a fost stilul lui de a face umor la televiziune, a face divertisment. Da? Atât timp cât el a fost acceptat de Antena 1, în alte situații, mult mai grele decât asta. El l-a încălcat aici, toată lumea încerca astăzi să intre în contact cu mine, să mă sune, să îmi trimită mesaje, să aibă o reacție la faza asta. Tine, celor care am putut să le răspund, le-am spus așa. Păi, în primul rând, el n-a încălcat absolut nicio regulă a bunului simț, pentru că eu nu am fost în emisiune. Da? A fost doar o tentativă de a mă invita și atât. N-am fost prezent acolo să mă apuc să-l înjur pe Felix în direct sau pe Gâdea sau pe nu știu cine. Atunci poate. Deci, suprimarea emisiunii este o idioțenie. Cum să suprimă o emisiune pentru că unul a încercat să invite pe cineva, indiferent cine ar fi el, atât timp cât nu s-a întâmplat asta și cât s-a aflat de chestiune, chiar dacă nu s-a dus Bendeac să-i spună lui Voiculescu,
s-a aflat. Deci nu este cea mai mare nenorocire. Așa încât suprimarea emisiunii nu văd cum ar putea să aibă loc. De altfel, într-un comunicat în această seară al celor de la Antena, o să vedem imediat, ei sunt ca politicieni. N-au curajul să spună nici da, nici nu. Pentru că, pe de o parte, susțin ratingul important al lui Mihai Bendea, care se bate cu ProTV acolo și face un rating care contează pentru Antena 1. Și, pe de altă parte, încearcă Antena să apară în această situație un pic favorabil. Adică ea ar apăra cultura și spiritualitatea românească. Bă, gândindu-mă un pic mai amănunțit, înainte să vă citesc niște perle din comunicatul Antenei, eu nu știu nicio emisiune de divertisment de Doamne ajută la acest post. Din potrivă, nu mă alătur. Deci cum să susții cultura și spiritualitatea când tu ai pe Simona Gherghe cu o emisiune care la nicio televiziune din lume n-ar putea să intre? Dar este o lătură. Îl ai pe Capatos. Asta e divertisment. Ai emisiuni... Amintiți-vă ce emisiuni au avut de-a lungul timpului. În afară de importurile astea, de show-urile alea care nu aparțin României, nu aparțin mediei de aici, după care le preluai exact așa și le vărsai pe post, sperând că, deși investeai, să scoți banii din ratingul pe care îl făceai, n-au făcut niciodată divertisment de calitate. Chiar și Bendeac, la începuturile lui, cu primele lui emisiuni, cu Puii Mei sau cum se numeau alea, nu era un divertisment de o calitate care să spună, da, domnule, Antena 1 asta încurajează. Ideea, artistul, geniu și libertatea de exprimare. Nu, tată. A fost un divertisment de cea mai joasă speță. Ori ei vin în comentariile astea și spun așa. Realizatorul Mihai Bendeac a ales ca, în numele libertății de exprimare și folosindu-se de statutul uneia dintre cele mai puternice stații TV din România, să creeze conflicte de natură personală cu valorile și simbolurile culturale ale României. Vezi cadrul sau cazul actorului Alexandru Arșinel. Precum și cu valorile spirituale ale României. Vezi cazul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Aceste decizii unilaterale au fost de natură a afecta prestigiul acestor valori pe care Antena 1 le respectă întru totul, precum și imaginea stației noastre, construită în 20 de ani de activitate. Deci este o mârșăvie pentru toți cei care știm ce înseamnă televiziunea din România. Este o mârșăvie și o mega minciună. N-ați avut niciodată divertisment de calitate, vă doare fix în șpiț, dar și Nel și de Patriarhul Daniel. Și încă ceva, de ce nu poți să-i ridiculizezi pe ăștia într-o emisiune de umor? Cine sunt ei? Sfinții sfinților de-ar fi și tot poți să-ți bați joc de ei în ultimul hal. Păi ia uitați-vă ce emisiuni de umor să fac în străinătate. Ce emisiuni de calitate să fac unde nimeni nu scapă. Ei la un moment dat, ca să continuăm, că și Mircea Badea îi transmite tot printr-un comunicat ăsta de o lașitate inimaginabilă lui Mihai Bendeac ce are să-i spună, zice că dacă Adrian Sârbu ar fi fost în locul lui Felix, aici, sigur, el neavând proprietatea termenilor Mircea Badea, nu știe să gândească în profunzime, comite o gafă, aș spune, ireparabilă. Chiar mai mare decât al lui Mihai Bendeac, aceea de a fi vrut să mă invite pe mine într-o emisiune. Știți ce spune Mircea Badea? Adrian Sârbu te-ar fi călcat cu trenul fix în sufragerie doar dacă îți trecea prin cap așa ceva. Nu dacă mai și rosteai. Asta înseamnă unul la mână. Orică Varanu e mult sub Sârbu și nu este în stare să-și pună la punct un angajat, hai să zicem că poate nu e un angajat, dar un cetățean pe care îl plătește. Deci nu este în stare Varanu să facă asta, Adrian Sârbu l-ar fi călcat. Atenție, deja e o problemă aici, adică ce? E inferior Felix lui Adrian Sârbu? Că nu înțeleg. Și doi la mână, Adrian Sârbu e o nostalgie așa pe undeva în mintea, în sufletelul lui Mircea Badea, probabil, că aici, atenție, o fi lucrat Badea în vremurile în care era un nimeni la Adrian Sârbu, dar ce nu știe el este că acolo s-a făcut divertisment de maximă calitate. Și, de exemplu, Divertis, care a populat canalele Media Pro ani de zile și în care toată lumea a fost făcută praf, inclusiv oameni care lucrau la ProTV. Da? Sigur, cu umorul pe care l-au avut, la început excepțional, apoi din ce în ce mai prost și așa mai departe, dar nu contează. Deci el este într-o culpă colosală, ăia aș permita orice. Niciodată Adrian Sârbu nu venea să... Și eu am fost
angajat la MediaPro și puteam să spun orice. Se înșală domnul Badea. Am fost și eu pe postul de radio al MediaPro într-o emisiune și știu că puteam să vorbesc și să înjur pe cine vreau. Nu numai la asta, am făcut-o și la sport.ro. Sigur, cu consecințele care la un moment dat s-au văzut, dar am putut, nu mi-a băgat nimeni pumnul în gură, să știți. Deci puteai să spui, puteai să înjuri și colegii dacă era cazul. Nu era o problemă de genul ăsta, deci se înșală de două ori. Dar să reținem primul aspect. Adică, bă, Felix e chiar incapabil sau nu mai poate? A? Nu mai are capacitatea nici fizică și nici morală sau mentală, că morală n-a avut-o niciodată dacă e turnător, să vină să te calce cu tren. În fine, deci îl atacă înfiorătorul, dă pe aici, dacă te-ai căca în sufragerie, în stilul lui. Dar atacându-și, îi spune că n-a fost un atac și că dacă vrea să-l atace, îl provoacă de-a dreptul pe Maidan să-i dea un cap în gură. Cam asta înțeleg eu de acolo, domnul Mircea Badea. Domnilor, că tot am ajuns aici la o pauză de aliniate, îmi permit să vă fac o invitație. Uite, noi suntem absolut liberi. Domnii Bendeac, Gâdea, Badea, nu îndrăznesc să-l chem și pe Felix Voiculescu, că bănuiesc că e cam ocupat. Da, dacă se simte, poate să tragă o bășină și la noi în studio, nu numai pe la alții. Deci sunteți invitați cu dragă inimă, vă spun. Îi luăm o oră de emisie lui Robert Turcescu, te vă dau cuvântul meu de onoare, și facem emisiunea aici de două ceasuri, dacă veniți. Nu-i nicio problemă. Gaura asta e suficientă pentru toți. Nu vă convine, stați pe margini. Ne uitau să se uite și Radu Moraru, să vedeți că nici Cartianu nu va mai avea emisiune în ziua respectivă. O să stea cu toată lumea să se uite, să vadă. Atenție, nu facem ca să ne dăm mari. Nu veniți iarăși că am căutat să ne facem rating. Nu. Văd că la voi nu ne putem exprima. Da? N-am putut să mă duc acolo să spun în direct ce aveam de spus. Nu se poate. Nici voi nu vă puteți exprima pentru că nu mi-ați pronunțat niciodată numele pe TV. Bă, hai să zicem că le pot înțelege. Veniți atunci aici, unde puteți să spuneți orice. Și despre Felix, și despre mine, și despre Turcescu, despre cine vreți. Aveți curajul ăsta, uite, vă fac invitația, nu-i nicio problemă, da? Evident că nu o să fie o bătaie de-asta ca în șapte păcate. O să ne înțelegem cumva, o să ne înjurăm. O să ne dăm niște palme de-astea fictive, fiecare îl va lua peste picior pe ălălalt. Să accepte astfel de reguli și veni să ne explicăm aici cum se întâmplă lucrurile astea. Avem și Maidan aici imediat, dacă nu este suficientă perioada de emisie și rezolvăm problema. Pe Mihai Bendeac, dacă tot va pleca de la Antena 1, că bănuiesc că altfel este mai complicat, îl aștept cu mare drag în această emisiune. Îi mulțumesc și pentru mesajul pe care mi l-a trimis cu câteva minute înainte să intru în emisie. Evident, știe că îl stimez, această stimă este reciprocă la noi. Nu este această intervenție făcută pentru a-l apăra pe Mihai Bendeac, pentru că el se poate apăra și singur, dar a trebuit să vedem cele trei puncte de vedere, da, al lui, al trustului din care face parte deocamdată și al concurentului său, al rivalului său de trust, Mircea Badea, care, deși înjumătățește audiența postului Antena 3 fiecare seară, el preia de la Gâde o audiență pe care o duce la jumătate, pe când Bendeac se bătea cu Prou, da, și reușea să-i și învingă în unele situații, iată că totuși lătratul lui Mircea Badea este mai important până la urmă, sau al lui Gâdea, decât performanțele profesionale ale lui Mihai Bendeac. Se pare că într-atât este de mulțumit Felix Voiculescu de cei doi, de cele două slugi ale lui, slugoi ăștia ordinari, care sunt Gâdea și Badea, încât absolut orice i-ar cere ăștia, el se execută și face. Da, viermuiala aia, forfota de acolo, înjurăturile pe care pereții ei le-au auzit despre mine, toate vorbele alea agramate, toate spurcăciunile pe care le-au spus bășinile lui Felix și așa mai departe, în toată această perioadă, merită, tată. Sunt de neprețuit. Adică, reușind, după ce am făcut praf pe politicienii ăștia care mă înjură în fiecare zi, după ce Victor Ponta, când vede microfonul de la B1, nu are de spus decât asta. Poate la dumneavoastră, la B1. Da? Fiecare dată are câte o replică de asta la B1. Sigur, și Robert Turcescu a contribuit bălăcărindu-l cât s-a putut, mai puțin când a fost cu el în direct. Da, în rest l-a atacat pe la spate fiecare zi. Da? Sigur, nu sunt singur în această situație. Bă, dar
ce bucurie, ce satisfacție profesională mai mare decât să le dai peste bot, având și toată dreptatea de partea ta, și absolut toate argumentele, și tot discursul din lume, și disponibilitatea de a-i face praf, verbal, cum vreți aici, într-o dispută, băgându-i sub masă, literalmente, nu cred că se îndoiește nimeni de așa ceva, bă, toate astea nu sunt niște mega victorii? Uite, pentru asta mă bucur că vin la serviciu, spre deosebire de alții care stăteau și vorbeau cu Gigi Becali de dimineața până seara, se chemau tot jurnaliști. Am însă sigur și o mare problemă pe care puteți să o treceți la capitolul înfrângeri, și este o înfrângere considerabilă, trebuie să fiu de acord, faptul că am ratat, probabil, șansa de a mai fi vreodată ofertat de Antena 1. Pentru că să știți că eu, în mintea mea, în fundurile minții mele, în străfundurile ei, speram, domnule, la acest lucru, să-mi facă Felix personal, să mă sune, să mă cheme Camelia Voiculescu, nu știu, cineva de o importanță colosală, să mă cheme acolo și să-mi spună, mă, băiatule, e clar că ești cel mai bun din România, e cel mai bun discurs, ești un om adevărat. Eu n-am decât lichele lângă mine, mai puțin fiică mea, care este de o probitate excepțională, o să o cunoști. Așa? Îți fac o ofertă, mă, dacă o accepti. Dom'le, fă show-ul tău, cum vrei tu, să se cheme cum vrei tu, pe Antena 1, la concurență cu Badea, să-i dăm în cap nenorocitului ăsta. Deci tot timpul am crezut în această chestiune, că va veni odată ziua, pentru că știu ticălos pe Felix. Da, el se pricepe la mânării și văzând că nu mai poate să slăbească, îl facem muci în fiecare zi, îl băgăm și în pușcărie, da, i-am făcut pe ăstea, le-am răsturnat referendumul, da, toate nenorocirile li s-au tras de la noi, să vină și să mă ia la el, acolo, spunându-le, gata, am terminat cu ăsta. De B1 nu mai are de ce să pomenească Ponta. Uite, acum că tot ai semnat Banciule, uite acum îl sun pe Victor Ponta. Băi, las-o mai ușor cu B1, că nu ne mai interesează. Da? L-am luat pe băiatul ăsta de aici înainte și să-l spună doar atât. Bă, Banciule, fii atent. Sunt turnător, da, mă știi. N-am probleme de genul ăsta. Eu dau un cap în gură oricui, scui pe oricine. Bă, un singur lucru te rog. Nu îi lăuda pe aia de la B1 sau nu ne înjura pe noi, pe post. În rest, ai liber la orice chestiune. Dă-mi cine vrei tu, dă-mi Gâdea, dă-mi Badea. Nu mă interesează că ne crește ratingul, aici suntem la antene. Aici cu cât zicem mai multă lumea, la aia, avem publicul nostru, e manipulat, uite aici sunt. Vrei să spun cât să uită acum la noi? Uite aici din culisele bătrânului, babacului, uite-i pe toți. Ăștia sunt în fiecare seară. Mai dau un telefon, hai că dau un telefon și la aia, că mâine când debutezi vreau un 5 de rating, așa. E, ok? Deci toate chestiunile astea ar fi fost, asta regret. Că după iureșul stârnit acolo, șansele de a mai funcționa vreodată într-o această instituție stelară s-au împuținat pentru mine. Bun, o să mai comentăm în momentul în care, spuneam, va fi o reacție decisivă sau vom avea acceptul unuia dintre corifeii pe care i-am numit să vină la noi în emisiune. Vom face și noi un promo. Am și o veste bună pentru telespectatorii postului nostru. Scăpați în ziua aia și de Pora, și de Condurățeanu, și de Tatoiu, și de Cartianu. Ha? Și poate chiar de Robert Turcescu. Pentru că dacă vine unul din ăsta, asta e. Face și noi un pic de pompieristic aici și o să ne... Robert Turcescu va admite, pentru că el e jurnalist hârșit. Știe ce înseamnă un moment culminant al carierei tale. El a avut 10 ani de prime time. Îmi va oferi și mie șansa să strălucesc măcar o dată, punându-i la punct definitiv pe acești nelegiuiți. Deci, dacă se va întâmpla, fraților, o să vă comunic din timp, pentru că, evident, oamenii vor trebui așteptați. Va fi protocolul protocoalelor, da? Exact ca atunci când îți vine președintele țării. Covor roșu, tată, dispută pe idei. Sunt de acord chiar să stăm ca mari șahiști, da? Cu ceasul. În momentul în care ai terminat de spus ceva, să treacă din timpul celuilalt. Că mă interesează să-i bat și la golaveraj. Dar, în fine, să nu ne aruncăm prea departe, pentru că poate nu vom ajunge niciodată în această situație. Încă o dată spun, este complet reală această ofertă, absolut adevărată, vă aștept aici. Spuneam că nu vorbim mai multe astăzi, pentru că Antena 1 nu l-a concediat pe Mihai Bendeac. Mihai Bendeac n-a plecat încă de la Antena 1, este un stand-by, se pare că emisiunea nu va avea loc în acest weekend, dar, încă o dată, nu văd motive, ei sunt prea lași să renunțe la un om care totuși a făcut performanță acolo. L-au mai chemat odată înapoi,
n-a vrut să plece la Media Pro sub pretextul că dacă pleacă fără acordul lor, trebuie să le dea vreo 1 milion de euro. Astea erau clauzele în contract. Bendeac n-a încălcat, încă o dată spun, niciun fel de principiu, pentru că nu m-am dus în emisiune. Aia ar fi fost. Să zicem, intram pe poți și eu dădeam în gură Varanului și el încerca să mă oprească, precum n-a putut să o facă Nadia Ciurlin atunci, cu escrocul ăla cu animalele, și aș fi dat-o în gură Varanului până mă plictiseam. Atunci da. Era într-adevăr o chestiune oribilă, bă, tata, te-ai dus la ăla, nici nu se știa la put, nu oribilă pentru mine, oribilă pentru el, uite ce ai făcut, bă, nu-ți e rușine. Bă, măcar să ne fi spus, știi, clasica chestiune de parcă dacă le-ai fi spus, uite, spunându-le ce s-a întâmplat. Sau poate nu v-a spus, dar s-a aflat, pentru că acolo sunt numai cozi de topor. Da, deci ăia imediat au sifonat, la câteva secunde după ce avea acordul meu, s-a sifonat. Evident că nu s-a dus el direct să le spună tuturor în gura mare. Oh, acolo de la un mașinist la altul s-a dus imediat. Cum se duce și la noi, bineînțeles. Cum se duce de altfel și la noi. Orice cuvințel spui, a doua zi știe respectivul însutit. Numai că spre deosebire de ei, eu o fac intenționat, măi, proștilor. Da? Eu dacă vin să spun pe post, o spun ca să se ajungă acolo unde trebuie. Că altfel m-aș putea abține. Pot să mă abțin, sunt cel mai bun abținător din lume. Aș putea să vorbesc numai cu limbă de lemn. Aș putea să vorbesc cu orice fel de discurs. Deci să țineți minte, da? Când spun ceva despre cineva, nu trebuie să vă duceți imediat să dați în gât, pentru că de-aia o și fac. Nu e nicio surpriză pentru mine că ăla a aflat imediat. S-a dus vonul imediat până sus, sus, sus. Stați liniștiți, că știe tăticul. Că dacă nu vrea, știe cine sunteți voi. Atunci nu spune, da? Poate și el să-și țină gura, dar uite că nu vrea. Exact cum spunea și Bendeac la un moment, dar bă, nu toți suntem la fel. Unii sunteți niște trădători și niște pupincuriști ordinari și atât, și alții avem un pic de curaj și ne riscăm meseria, ne riscăm familia, riscăm să-i supărăm pe părinți, pe copii, pe bunici și așa mai departe, pentru că suntem corecți. Da? Și a fi corect în meseria asta înseamnă să spui lucrurile până la capăt cu tărie și cu argumente. Da? Să ai niște ipoteze de lucru. Nu să fiu un pupincurist al nu știu cui să spui să trăiți șeful. Vedeți că v-am jurat Banciu aseară. Lasă, bă, că știe și Banciu atâta lucru. Că dacă nu vrea, nu spune. Bun, și acum să trecem la al doilea subiect pe care ni-l pregătisem iarăși. Mi se pare interesant pe unul dintre subiectele pe care noi am marșat tot așa cu un discurs extrem de echilibrat și apreciat până la urmă de cei care se pricep să citească un discurs. Este vorba de intervenția surprinzătoare, mai ales prin viteza ei de reacție a Consiliului Național al Audiovizualului, de a interzice reclamele la Roșia Montană. Tu ne-ai stupefiant. Atâta timp cât în țara asta se face reclamă la orice. Atâta timp cât, acum am citit de câteva minute, în Marea Britanie un cetățean a murit după ce a mâncat bomboane pe care le-a cumpărat dintr-un magazin. Bomboane energizante. Să găsești și la noi, atenție. Da? Sunt vorba de niște bomboane de la gumate care au niște cofeină în ele. S-a descoperit că de fapt într-o singură bombonică exista doza de cofeină dintr-un Red Bull. Red Bull-ul a fost declarată băutură mortală în Franța recent. Franța a fost ultima țară din UE care a acceptat prezența acestei băuturi. Știți că s-au făcut experimente, au murit vreo 20 de adolescenți în Franța pentru că au băut Red Bull recent. Sigur, în cantități destul de mari, câte 3 la micul dejun, de exemplu. Francezii au făcut acest test și au declarat această băutură potențialement mortelle. Deci ce este uluitor de grav. E bine, vreau să spun că această băutură a tronat și la noi pe ecrane cu reclame ani de zile. Poate că acum nu mai au interesul. Dau un exemplu, n-am nimica cu ei, atenție. Facem reclame la hamburger, facem reclame la toate energizantele, toate sunt potențialement mortel. Roșia Montana deocamdată nu. Deocamdată nu, pentru că acolo n-a început să se exploateze nimic. Mie ce mi-a plăcut aici, că de asta intervin, nu ca apărător al proiectului, deși aceste reclame, până la urmă, o să facem aici o paranteză, au și ele rolul lor, da? Ca orice reclamă în viața unei televiziuni private. Interesantă este intervenția doamnei Eugenia Vodă, de la TVR, care face emisiunea Specialiștii, sau cum se cheamă,
Da? Parcă profesioniștii, venea să spun evazioniștii, nu. Profesioniștii se numește. Emisiunea Eugenie Vodă, o știe toată lumea, doamna aia care vorbește rar, așa, și se documentează enorm înainte, are fața aia de tocilară. În fine, o doamnă respectabilă care are o emisiune de mare ținută în România, dar pe care nu putea să o facă decât la TVR. Ok, foarte bine. Face foarte bine emisiunea, toți se uită la ea de zici că e Dumnezeu. Bun. Doamna Eugenia Vodă se răstește, practic, printr-un comunicat aiurea în tramvai, că ea nu se pricepe la toate. Și, în orice caz, nu știe să facă explorare minieră, da? Sau furare de puțuri, sau mai știu eu ce, sau să exploateze mineralul. Nu știe. Ea știe să facă emisiuni la TV și poate să gătească acasă. Ok. Ea trimite o scrisoare deschisă CNA-ului, revoltată, bine că n-a trimis-o și cu câinii. A trimis-o deocamdată doar cu Roșia Montană și a spus așa: băi, CNA, sunt Eugenia Vodă, sau Eugenia Vodă sunt. Vodă. Vodă sunt. Nu mai vreau, domnule. Ăștia sunt nocivi pentru România, e un proiect aiurea, e CNA-ul sesizat, că așa e regula, hotărăște astăzi în ședință că această reclamă trebuie scoasă, întrucât ea face, nu este o campanie comercială, este agresivă, socială și politică. Conținutul ei este nereal. Dom'le, toate reclamele sunt nereale. Nu o să dau acum exemple, pentru că, până la urmă, nu-i avantajează pe cei care fac reclame. Nu există reclame cu conținut real. Toate sunt mincinoase, într-un fel. Da? Aici, însă, este vorba de o realitate, tocmai. Comunicatul pe care Roșia Montană îl dă în această seară, extrem de serios, spune: dom'le, dar de ce niște oameni, până la urmă, nu s-a demonstrat, ca la Sorin Roșca Stănescu sau ca la Liviu Dragnea, că oamenii care vorbesc în aceste reclame ar fi fost cumpărați? Noi n-avem unde să știm. N-am auzit nimic în sensul ăsta. Ei declară propria lor răspundere că își doresc minierit, că nu știu ce. Da? Și iată cum pun ei problema. De ce sunt mai puțin îndreptățiți acești oameni să-și facă auzită părerea decât oricare alți cetățeni ai acestei țări? Deci, încă o dată, doamna Eugenia Vodă, unul la mână, dacă dumneavoastră ați fi lucrat la o televiziune privată, să zicem la Varan, aveați această emisiune super profesioniști, că la Antena 1 nu sunt profesioniști ca la TVR. Sunt super profesioniști, doamnă. Deci ați făcut o emisiune mega profesioniști, da? La Antena 1, Antena 2, Antena Cat, la care vroiați. Da? N-ați fi făcut niciodată acest demers. Dacă lucrați la Marele Bărbos, la guru televiziunilor lui Pește din România, al lui Adrian Sârbu, n-ați fi făcut niciodată acest demers. Nu numai din motive deontologice, adică vă punea pumnul în gură, dar și pentru că televiziunile comerciale, dacă își propun, trebuie să trăiască și din reclame. Noi asta acolo la TVR, unde n-ați făcut niciodată nimic, nicio performanță, că TVR-ul, vă reamintesc, doamna Eugenia Vodă, că mă pricep la televiziune, sunteți ultima televiziune, ultima televiziune din Uniunea Europeană, dintre televiziunile publice, ca performanță în ultimii 20 de ani. Ultima din UE, 28 de state, ultima TVR. Da? Asta este. Deci asta e mândria noastră. Ok. Dacă ați fi lucrat la o televiziune privată, așadar nu vă permiteați. Însă dumneavoastră aveți trei surse de venit. Toate aiurea. Publicitatea. Știți foarte bine că în Franța, de exemplu, nu se mai admite publicitate la canalele publice în prime time. TVR se poate. Deci publicitate, subvenții, da? Și abonamente. Subvenții de la stat și plata abonamentului. Deci aveți trei surse de finanțare. E simplu în aceste condiții să te scarpini în cap, nu știu cu care mână, și să vii și să spui: bă, mie nu-mi convine de aia, că eu sunt de asta care mă plimb, așa, și place să văd verde în fața ochilor. Vreau să vă spun, stimată doamnă, că academicieni francezi, mari scriitori, laureați de premiul Goncourt și așa mai departe, au făcut în Franța demersul noastră și nu i-a ascultat nimeni. Nu pentru că erau proști sau pentru că la ei se sau Conseil Superior de l'Audiovisuel ăla, echivalentul CNA-ului, e mai prost decât la noi. Nu, ci pentru că nu era problema dânșilor, al lui Dormesson și al lui mai nu știu care, al lui Duhamel și lui marilor politicieni și academicieni. Nu, tată, nu era treaba lor să facă chestiunea asta. Și poți să ai astfel de convingeri. Poți să scrii pe Facebook, de exemplu,
Dar nu știu dacă ai dreptul să faci așa ceva, pentru că și eu pot să dau o scrisoare deschisă pe Facebook sau pe nu știu ce blog sau chiar în această emisiune, că vreau și eu să se interzică, de exemplu, pentru 10 ani emisia TVR2 sau TVR3 sau nu știu care, din motive pe care o să le explic la momentul respectiv, să zicem, sau poate chiar acum. Da? Că sunt niște neisprăviți, că rulează degeaba, că sunt imagini preistorice, că e filmat prost, ceea ce mai departe, că nu e profesionalism acolo, că nu există o grilă de programe, că nu sunt coerenți, că nu sunt îmbrăcați bine și așa mai departe. Un milion de... că sunt nocivi. Sunteți și nocivi. Deci nu este... ce e asta? S-a enervat acum unul, ce ne au gata imediat. Sunteți în necunoștință de cauză. Cu atâta spun. Că vă convine că nu, sunteți în necunoștință de cauză. Și cu acest subiect și cu altele. Sigur că se va spune, doamne, CNA-ul a reacționat că era lumea în stradă. Bă, lumea în stradă e în toate țările, mă. Încă o dată, vreți să vă reamintesc că ea s-au legat cu lanțurile la centralele nucleare din Franța și au venit cu parașutați din elicopter să le demonstreze lor că nu-i securitate la ele și s-au interzis astea? Știți ce înseamnă, doamna Vodă, noastră? Vă pricepeți la cărți. Eu mă pricep și la altele. Știți ce înseamnă să explodeze o centrală nucleară acolo? E gata, doamnă. Putem să avem noi Roșia Montana cum vrem. Da? Deci să nici nu fi existat Roșia Montana, să nici nu fi existat Apusenii. Dacă explodează o centrală nucleară acolo, sunt 23 în total. Poate explodează două. S-a terminat. Cernobâlul e nimic. Da? E nimic. De altfel, poate că știți, doamna Vodă, Cernobâlul a ucis și în Corsica. Da? Cancer la glanda tiroidiană. A ucis în Alsacia. Și chiar foarte mulți oameni. Deci nu cred că trebuie să vă mai explic ce înseamnă o explozie. Niciuna dintre aceste centrale n-a fost închisă de statul francez până acum. Și nici nu o să fie. În ciuda protestelor. Credeți că ei nu au un mediu mai interesant decât al nostru? Ba da. Haideți să vedem cam ce mediu au ei și cam ce avem noi. Da? Cam ce munți sunt acolo, cam ce râuri, cam ce mări, dar cam despre ce discutăm. Da? Este vreo țară, vreun relief mai impresionant decât în Franța la nivel european? Nu. Da? Ce bogății sunt acolo, ce patrimoniu are Franța să compară cu al nostru? Nu. Și uite că totuși au academicieni? Da. Au scriitori de premiu Nobel? Da. Au câștigat toate premiile la toate concursurile, în toate domeniile? Da. Sunt în fruntea Europei? Da. Și totuși uite că nu și-au plecat urechea la alte ca dumneavoastră. Nici se sau, nici la stradă. Asta vreau să vă spun. Atunci când există... Asta n-avea niciun argument. Am auzit-o și pe Monica Tatoiu. Veni și spunând aceleași tâmpenii. Că ăia lacul de cianură. Noastră cred că ați fost la Monaco. Îmi pare rău că ați fost. Deja sunt două elemente pentru care Monaco mai iese un pic din lista destinațiilor de vis. Mihaela Rădulescu și acum dumneavoastră. Comparați lacul de cianură de la Roșia Montana cu Principatul Monaco. Doamne, trebuie să țineți comparația asta pentru altceva. Comparați Principatul Monaco cu altceva. Sau lacul de cianură cu Bulgaria. Sau cum mai știu ce. N-are nicio legătură. E o comparație idiotă. Da? Nu există așa ceva. Deci deocamdată lacul ăla de cianură este doar în mintea noastră. Tot așa cum în mintea mea, v-am mai spus chestiunea asta, este și Valea Prahovei, distrusă de mititei, de peturi, de cei care și-au făcut vile, de al de Sorin Roș-Castănescu și așa mai departe, de al de Varanu și de toți ăștia. N-a luat statul român nicio măsură, deși acolo lucrurile sunt concrete, pe când la Roșia Montană nu. Pentru că aici nici n-a început exploatarea. Da? Și cu cât vă dați mai bățoși, cu atât să vedeți că argumentele națiunii până la urmă vor domina, că despre asta e vorba. Noi nu ne permitem ca țară să nu exploatăm. V-am mai spus chestiunea asta. Unii au luat, bă, ăla-i părtaș. Nu sunt părtaș. Dar trebuie să discut lucrurile de importanță. Nu sunt la Cronica Cârcotașilor să fac mișto de Bianca Drăgușanu. Trebuie să discut lucrurile de importanță ale țării. Ăsta este unul dintre ele. Da? Sunteți în necunoștință de cauză. O să vedem în momentul în care se va întâmpla dacă e așa. Dar deocamdată toți specialiștii, bă toți, și nu numai Dragoș ăsta, Tănase, ăia din exterior, care nu sunt români, au spus că e ok. Este cea mai bună exploatare posibilă. Alta deocamdată mai bună nu este. Mai bun decât ăștia nu sunt. Ori noi va trebui să exploatăm. Sper să nu fie ca la CFR Marfă. Să exploateze Roșia Montana un român. Un Gruia Stoica, supărat că a pierdut și în Croația, că l-au dat afară din Grecia sau de prin Bulgaria, pe unde a mai încercat el, la unguri, nu știu pe unde, și o să zică, bă, vreau Roșia Montana. Cu siguranță, tată. Vino, pentru că oricum un român ne trebuia să ne omoare unul de-al nostru. Bă, nu-i suficient. Da?
Aici nu-i pe cine ne omoară, este pe cine face treaba acolo. Pe noi asta ne interesează. Locurile de muncă ale ălora, recunosc, nu sunt prioritatea absolută pentru România. Au mai fost și în alte țări mine care s-au închis și oamenii s-au dus acasă, au câștigat 25 de salarii și după aia s-au sinucis. Am citit astăzi la francezi un belgian. Exact în situația asta a fost. I-a închis mina undeva lângă Liege, a primit 25 de salarii compensatorii în fiecare lună cât un salariu. Nu i l-a dat pe toate deodată. Și după ce s-a terminat la 25-a lună și-a pus treangul de gât. Da? Nici acolo nu e. Da, deși Belgia este o țară democratică, nu ca noi. Deci asta pot să înțeleg. Locurile de muncă, da, ok, nu e o dramă că să închid chestia. Bă, dar România are nevoie de așa ceva, pentru că ar fi cea mai mare investiție a momentului în această țară. Ori noi care nu facem nimic. Uitați, nu reușim să privatizăm niște șine ruginite și niște vagoane pe care urma să le dezmembreze Gruia Stoica. Deci noi nici măcar atât n-am pus, că asta era CFR Marfă. Toată lumea vorbește, nu mă interesează, mă, CFR Marfă. E zero. Hai, zi, privatizam CFR Călător, privatizam Taromul, privatizam vreo agenție de asta, o mega agenție, un combinat serios. Nu se reprezintă nimic CFR Marfă în istoria României. S-a vorbit despre asta că s-a crezut că măcar atâta poate să facă și Victor Ponta. A ieșuat și aici. Însă la Roșia Montană este un proiect de cu totul altă anvergură. Acolo se va lucra 16 ani. Da? Nu este o semnătură și am dat lui ăla și ăla îl duce pe Dric și nu se mai vorbește în 2 ani despre el. Acolo se vorbește 16 ani numai să exploatează. Cu totul proiectul durează aproape 30 de ani. Da? Au explicat. Ea vor împăduri, vor face... Păi, dar de ce e mai deșteaptă doamna Eugenia Vodă decât Dragoș Tănase și reprezentanții lui? Care o să vină acum și o să trimită CNA-ului un comunicat în care vă spune nimeni n-a împădurit în România țara cum o să o facem noi. Au și început, am înțeles. Duceți-vă acolo, membrii CNA-ului, de exemplu, și vedeți dacă au făcut așa. O ascultați pe Eugenia Vodă sau pe aia 200 care s-a demonstrat că nu știau nimic, care ieșeau în stradă. 200 de oameni România își propune. Hai să zicem că și-ar putea propune. Bă, jos pălăria. Dar nu o să poată să facă asta. Că va fi alt guvern, că va fi Țeposul, că va fi Bou, că va fi Bibolul, că va fi Orangutanul. Cineva va conduce România în momentul în care acea zonă va fi exploatată. Dar nu în condiții mai bune decât astăzi. Nu avem nicio dovadă că se va întâmpla așa. Ba dimpotrivă. Investitorii vor pleca, vor spune, ăștia nu vor să facă nimic, nota României va scădea pe plan este. Ăștia sunt riscurile. Bă, ascultați și pe ceilalți, nu numai pe unii. Că încă o dată vă spun, și mie mi-e simplu să vin și să spun, bă, nu mi-a convenit că ăla așa a făcut vilă, mă, sub crucea de la Caraiman. Vreau să-i distrugeți vila, aceea nu-i tot România? Care e problema acolo? De ce să se poată distruge în Prahova tot și în Alba nimic, să zicem? Poate că mă revolt pentru asta. Sau mă revolt că nu s-a făcut nimic în Delta Dunării. Sau că mor plajele din România. Că în 50 de ani nu va mai fi niciun centimetru de plajă în România. Astea nu sunt probleme ale țării? De ce nu ia nimeni nicio măsură, domnule? De ce nu interzice CNA-ul astfel de chestiuni? Și pe lângă asta, încă o dată vă spun. Hai acum să vorbim așa, grosomodo. Reclamele la televiziunile private, e și asta o chestiune de supraviețuire. Să știți, TVR-ul nu trăiește din asta. Că dacă ar fi trăit, era moartă de mult. Dacă exista o economie reală de piață în România, era moartă de mult. Televiziunile private, unde scrie că n-au voie să trăiască din reclamă? Păi ce venituri să aibă? Ce crezi că mie vine unul să-mi dea banii pe nimic? Bă, iei bani și din reclame. Asta e rolul reclamei. Ăsta este rolul într-o democrație. Asta înseamnă o televiziune privată. Să aibă reclame. Atâta cât permite CNA-ul. 12 minute pe oră ai dreptul la aceste reclame. Cine să ți-l ia, Eugenia Vodă? Oamenii care se duc în stradă? Pentru ce? A murit cineva din proiectul ăsta? Ăla a murit din bomboane. Alții au murit din hamburger, alții au murit din băuturi carbogazoase. S-au interzis reclamele la astea? Noastră știți la CNA. Eugenia Vodă n-are treabă cu asta. Ea mănâncă pește de la dezosat la Monaco. Noastră știți câți oameni mor din hamburger și din băuturile energizate pe lume într-un an? Sute de mii de oameni. Cifrele sunt ușor de găsit. Sute de mii. Asta înseamnă că vreo țară din Europa a interzis reclama? Păi să vă spun ceva. Chiar și francezii care i-au scos în afara legii practic pe cei de la Red Bull, pe austriecii de la Red Bull, n-au interzis reclama. Pentru că nu este democratic. De ce n-ai voie să bei o băutură carbogazoasă sau energizantă? Bea-o, tată. Dar am dreptul să-ți atrag atenția. Le-au atras atenția, da? Au fost ultima țară care a permis intrarea acestei băuturi pe teritoriul ei. Și acum au dat acest verdict medical cu ștampilă.
în Franța poți să cumperi câte vrei în momentul de față. Nu te distrage nimeni de la chestiunea asta. Iar la televiziune poți să-ți faci reclamă și la radio. Ascult la radio și aud reclame la așa ceva. N-are nicio importanță. Deci se confundă niște planuri exact ca pe vremea dictaturilor. Nicio legătură nu are, băi. Una este libertatea, ajungem exact ca la Bendeac. Una este libertatea de exprimare. Și că nu este nereală, este socială și este politică. Bă, da, reclamele la telefonia mobilă sau la supermarketuri nu sunt sociale și politice? Nu e aceeași, vrăjală până la urmă care să te ducă? Ăsta este rolul reclamei. De asta a fost inventată. Nu putem să ne facem că vedem într-o parte tot rău și în partea cealaltă nu mai vedem nimic. Că nu este normal, încă o dată vă spun. Lăsați oamenii să judece singuri, să vadă ei, să se ducă și să spună, uite bă, ăia de acolo care trăiesc, Eugenia Vodă nu stă la mină în fiecare zi, nu respira aerul ăla. Ăia trăiesc acolo de zeci de ani și respira aerul ăla îmbâxit. Eugenia Vodă stă la TVR și nu face performanță. Da? Asta este. Asta e problema mare. Veniți să ne dați niște chestiuni de genul ăsta. Trebuia să vorbesc pe subiectul ăsta pentru că nu e normal să se întâmple așa. Luăm o pauză și ne întoarcem. Atât de mulți pantofi și atât de puțin timp să-i purtăm. Everyday is a fashion day. Bucură-te de până la 70% discount la cei mai doriți pantofi de designer. Poxipol. 10 minute întotdeauna salvatoare. Se repară cu Poxipol. Este important pentru noi toți să avem planuri de viitor și să avem energie pentru a le realiza. Este important pentru noi toți ca generația de mâine să aibă modele adevărate. E important pentru noi toți să producem în România, pentru că numai așa ne vom susține prin forțe proprii. Și e important să-i respectăm pe cei care ne sunt alături. E important pentru noi toți să-i convingem pe alții că în România merită să investești. Însă cel mai important pentru noi toți este ca drumul pe care România va merge să fie cel al performanței. Petrom. Performanța inspiră. Îmi place ca apa pe care o beau să aibă un gust desăvârșit. Dar îmi place și să economisesc. Tehnologia de filtrare Brita transformă apa de la robinet, reducând clorul și impuritățile. Este atât de ușor și costă atât de puțin. Brita contribuie și la reducerea deșeurilor din plastic. Vrem să facem lumea un pic mai bună. Brita. My water. My life. Crezi că îngrijirea feței e pentru bărbați cum e pentru femei? De durată, complicată, dureroasă? Uită tot ce credeai despre îngrijirea feței. Îngrijirea Nivea Men. Eficiență dovedită. Te simți și arăți bine. Nivea Men Original Balsam Aftershave. Numărul 1 în România. Nivea Men. Totul începe cu tine. Noua semana cochet. Balsamul de rufe care mă învăluie cu emoții captivante, cu parfumul său îmbietor și cu o catifelare de durată. Semana. Fii cochetă în fiecare zi. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor pufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetă, care este bun și delicios. Și mie una în a câștigat încredere. Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. Nu din nou! Nu-ți vine să crezi, nu? Pornește din prima. Makita, totul e ușor. Poate fi răstraier începând de la 799 lei.
ți-ai dorit să bei o bere Bucegi, la fel de rece ca apa muntelui. Să poți lua cu tine oriunde prospețimea Bucegilor. Să ajungi dintr-un singur pas la răcoarea înălțimilor. Acum, berea Bucegi vine și la doză. Bucegi, din inima Bucegilor. Noul Booster Rocker. Sandvișurile și-au găsit starul. O bucată adevărată de pui într-o chiclă delicioasă. KFC Rocker. La numai 3,9 lei. KFC, that's so good. Carbocit. Absorbe gazele ca un burete în loc ca tu să le elimini într-un mod jenant. Carbocit. Absorbe natural gazele intestinale. Pentru ca tusea să nu-ți strice ziua, este de ajuns să iei ACC o dată pe zi. ACC tratează eficace tusea productivă, pentru că ACC știe ce face. Acționează direct asupra mucusului pe care îl dizolvă și îndepărtează rapid. Astfel expectorezi ușor și tusea productivă dispare. ACC. Elimină tusea productivă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Confort Urban Residence Rahova, cel mai mare ansamblu rezidențial din sectorul 5, te așteaptă cu cea mai bună ofertă imobiliară. Apartamente disponibile imediat. Prețuri de la 700 de euro metrul pătrat util. Apartamente all inclusive. Mobilier MobExpert inclus în preț. Uimitorul Confort Urban Residence Rahova, un ansamblu rezidențial pe măsura pretențiilor tale. Plăcerea de a conduce ne-a adus aici. Noul Jeep Ram Cherokee. Senzație de greață după o masă copioasă? Nu uita de Colebil, un plus de bilă util. Clubul de la Roma gândește strategii, trasează direcții și caută soluții economice. Clubul de la Roma aniversează 20 de ani în România. În 17 octombrie, la Banca Națională a României, în prezența oaspetului special, președintele clubului Bilderberg, vicontele Etienne d'Avignon, Clubul de la Roma prezintă concluziile sale într-o conferință aniversară. Eveniment organizat de Media Consulta Internațional. Nou, deodorantul Stress Protect de la Nivea Men. Spune nu transpirației provocate de stres și mirosului neplăcut cu noul Stress Protect de la Nivea Men. Totul începe cu tine. Avem o selecție de 3 volume, premium, o selecție premium, violoncelistul din Sarajevo, Lumea ce va să vină și Cântarea asasinului, practic literatură la superlativ. Toată această colecție premium, iată, aceasta este Lumea care va să vină, la prețul de 89 de lei. Poate fi comandată simplu cu un SMS scris cu majuscule la textul litera 1800. După trimiterea mesajului veți fi contactat de operator care preia comanda. Toate cele 3 volume așadar la 89 de lei. În evenimentul zilei de mâine, găștile de milionari care se luptă pentru televiziunea lui Vântu. N-a mai rămas aproape nimic din realitatea TV decât niște litere albe pe fond negru. Și fine aici, micuț, așa, Sorin Roșcastănescu a uitat și el să declare conturile din Elveția, un deontolog altfel, un pic turnător. Dar pe la toate televiziunile bine văzut cu Să trăiți, 200.000 de euro niște conturi în Elveția, de unde Dumnezeu, sigur, și un pic de incompatibilitate, pentru că era administrator unei firme în timp ce era senator. Dar, printre altele, evident că Traian Băsescu este de vină, să nu uităm să spunem acest lucru, dosise și el 200.000 de euro în Elveția, a declarat deja că este o făcătură de prozus. Păi cum să fie făcătură? Ai bănuțul în Elveția sau nu-l ai? Aici n-are cum să fie făcătură, că nu poate nimeni să-ți însceneze un cont în Elveția. Dar o să mai vorbim despre asta cu imediată urgență. Ne revedem mâine seară.